Стимат читаценя Републичи Молдова, Динцара, Шедепесте Хотаре, Драч Компатриотс, Войкаре Мунчиз Департе Дикас, Сесунындове Фамилии Ше Конструиндове Нвитор. Астес мы адресес Вова, Челу Каре Сунтец о Парте Витале Диначаста Нациуни. Ну вы ворби дуар деспре реконектаря Челу Дову Перц Али Сочетеци Настре. Și despre cum putem transforma Moldova într-un loc unde să trăiești cu demnitatea, să progresezi și să ai o carieră de succes. Un loc unde nu doar să vrei să te întorci, ci un pământ care te așteaptă și are nevoie de tine. Știm cu toții cât de mult va păsa de viitorul țării. Implicarea voastră civică a influențat adesea direcția țării. Dar, din păcate, voi ați fost și cei mai afectați de promisiuni goale și neîmplinite. Dezamăgirile și frustrarea au dus la un nou val de emigrare, de la un scrutin la altul. În ultimii 3 ani, peste 300.000 de cetățeni au părăsit țara, iar aproape 1 milion de moldoveni sunt în exil forțat. Pe lângă provocările adaptării în străinătate, sunteți loviți chiar de autoritățile de acasă. Se pare că actuala guvernare are o strategie ascunsă de umilirea și izolarea diasporii noastre, de parcă ar încerca să vă facă să uitați definitiv de Moldova. Iată doar câteva exemple recente ale acestui realizări. Cetățenii moldoveni care muncesc peste hotare nu mai pot participa la programul Prima Casă, pentru că guvernarea, în mod intenționat, a modificat legea pentru că să fiți expuși. Prin urmare, o treime dintre cetățeni au fost privați de dreptul lor legale, fiind tratați ca cetățeni de mâna a doua. Mai mult, cei care muncesc pentru hotare nu mai pot cheltui liber banii câștigați cu greu, deoarece acum trebuie să justifice proveniența lor. Aș vrea să văd pe acești policieni ținici lucrând măcar o săptămână pe un șantier în Grecia sau Irlanda, ca să înțeleagă ce înseamnă muncă grea înainte să impune astfel de legi absurde. Значительная часть нашей диаспоры, вкалывающей в России, с недавних пор лишена права пересылать деньги в Молдову. При этом те, с кем она якобы ведет политическую борьбу, легко заводят в страну десятки миллионов евро. Власти начали настоящий террор диаспоры, не купившей полисов медицинского страхования. Вместо того, чтобы открыть доступные сервисы для обеспечения диаспоры, просто пинок в спину. Очередной пинок. Вы пытаетесь содержать семьи в Молдове, помогать престарелым родителям и детям, но месяц за месяцем правила отправки посылок в Молдову лишь ужесточаются. Cetățenii noștri, apreciați pentru munca lor în Italia, Germania, Marea Britanie, Israel sau Rusia, câștigă bine acolo, dar în fața băncilor moldovenești sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua sau chiar a treia. Nu au nicio șansă să obțină credite pentru a investi în propria lor țară. Și asta fără să mai amintim că mulți dintre polițiștii și vameșii noștri văd în muncitori emigrați doar o oportunitate de a se îmbogăți. Concluzia e clară. Această guvernare face totul pentru că voi să uitați definitiv de Moldova. E voi pune capăt acestei situații. Nu mai putem împărți cetățenii Moldovei în clase distincte. Cei din cercurile puterii și apropiații lor ca privilegiați și restul, considerat cetățeni de mâna a doua, care departe de țară, luptă pentru a supraviețui, în ciuda abuzurilor și indiferenței guvernării. Nu e de voie de soluții complicate pentru a restabili dreptatea. Toate aceste inițiative ale guvernului reprezintă încălcări grave ale drepturilor voastre fundamentale. Fiecare dintre ele atacă direct Constituția și legile noastre. De aceea, toate aceste măsuri represive vor fi anulate imediat printr-un singur pachet legislativ. Terorizarea diasporii trebuie și va fi oprită.
Дорогие соотечественники, мы уже потеряли слишком много людей. Слишком много для того, чтобы пускаться в философские дискуссии о том, все пропало, людей не вернешь, слишком поздно и так далее. Пора немедленно создавать правовые условия, настоящие стимулы для того, чтобы Молдова по-настоящему становилась европейской и современной страной. А это значит страной справедливой. Моя команда подготовила развернутый план по комплексной поддержке диаспоры, а также программу «Достойное возвращение». Вернуть гражданам Молдовы их родной дом, их родную страну, превратить ее в заботливый, надежный тыл – самая главная задача президента. Если хотите, основная. И я очень рассчитываю, что с этой задачей мы будем справляться вместе, шаг за шагом, с опорой на ваши знания, на ваш опыт, на ваш энтузиазм и гражданское достоинство. Спасибо вам за все, дорогие соотечественники.